Gigi Becali a dat recital la cununia lui Ianis Hagi. N-a mai fost nevoie de lăutari și de dansatori. În data de 25 decembrie 2023, Ianis Hagi și partenera sa de viață, Elena, au făcut cununia. La evenimentul cu ștaif din capitală au fost invitate nume grele, printre care și Gigi Becali. Dar latifundiarul din Pipera a reușit să uimească printr-un gest făcut în fața tuturor. Patronul FCSB a pus mâna pe microfon, a cântat și a dansat la cununia lui Ianis Hagi. Imaginile sunt absolute epice. Bucuros și destins, Gigi Becali a fost filmat în timp ce cânta la microfon, pe ringul de dans, la cununia lui Ianis Hagi cu Elena. Imaginile sunt, cu adevărat, grăitoare. Patronul FCSB, îmbrăcat la costum, fredonează câteva versuri, apoi începe să danseze. Hopa, hopa, iar imaginile au ajuns imediat pe platformele de socializare acolo unde, de altfel, au fost îndelung comentate de utilizatori. Mulți dintre internauți au rămas uimiți de recitalul lui Gigi Becali. La tifundiarul din Pipera a încins ringul de dans și nu a slăbit pentru nicio clipă microfonul, semn că s-a simțit foarte bine la cununia lui Ianis Hadj și a Elenei.